Kitsune este în momentul actual cel mai scump și cel mai puternic frog din Bloxus. Deci în videoul de astăzi, ca să putem stăpâni acest frog, nu numai că a trebuit să fac Mastery 600 pe fructul Kitsune, dar să fac și Mastery 600 pe Foxlam și abia după să folosim și accesoriile Kitsune. A, da, și dacă nu apeși pe butonul like, îți pute respirația. Dar acum, hai să trecem direct la video. Ok, pentru că a venit update-ul abia azi, nu cred că are absolut nimeni fructul fizic, deci cred că o să trebuiască să cumpărăm aici fructul permanent. 4.000 de Robux. Aoleu, mă doare la inimă, bro, dar trebuie să o facem. Așa s-au dus și 4.000 de Robux de aici și acum avem în sfârșit fructul Kitsune. Oh my god, bro. Ok, deci văd că avem un tail meter, presupun că e ca un fel de un rage meter sau un fury meter, cum e de exemplu la dragon, presupun. Așa, mergem, cred că prima dată la Longma, că e cel mai ușor boss și putem să facem mastery extrem de ușor. Ia, deci sunt curios dacă ne trebuie mastery sau nu să folosim M1-ul, ia. Na, bro, ce-i asta? Oh my god, bro. Ia, sunt curios cât damage dă. Stai, am punctele în fruct? La alea. Pe aici mai îmi pare, dar trebuie să îți dau bătaie aici. Mi se pare mie sau cu cât ai combo-ul mai mare, cu atât dai mai mult damage sau nu. Deci dacă avem mai multe cozi, avem alte animații de dash. Arată așa șmecher, holy shit. Mergem prima dată la Longma. Am nevoie neapărat de mastery. Longma, te rog eu frumos, am nevoie de mastery-ul tău. Cât mastery primim? Ok, avem a treia abilitate. Bro, animația asta de dash e așa șmecher, holy shit, bro. Acum avem 3 cozi, bro. Ok, dar acum sunt curios cum arată abilitățile astea. Deci avem prima dată Z-ul. Ok, deci nu-i de ținut apăsat. What? What? Trebuia să fac asta. Ia, dacă dau pe podia, se întâmplă altceva. Ok. Ok. Deci dacă dai de pământ, explodează instant și dă mai puțin damage, dar dacă îl dai direct pe player, se duc licoricele lângă el. Ok. Dar de ce mă urmăresc focurile astea? Eu nu cred așa ceva. Noi dăm burn damage cu click-ul. Na, bro. Deci mai încerc încă o dată Z-ul. Ia, vină după mine. A, mergi după el? Ok. Sunt curios cât de ușor e să nimerești Z-ul pe un player totuși. Bro, dar animația asta e așa șmecheră de la Dash. Holy shit. Ok, după aia avem X-ul, care este Tales of Burning Agony. Nici o să nu-i deținut apăsat, dar mai întâi pe asta. What? Deci mi se pare mie sau avem pe toate abilitățile noastre aim assist. Ia, și dacă dau pe podia. Deci ăsta se duce neapărat după un player. Deci nu poți să-l dai pe jos. Și după aia avem Foxfire Disruption. Na, bro, ăsta e literalment din Naruto, what the fuck. Avem aici Tailed Beast Bomb. 6.000 damage. Na, 6.000 damage. Și cât damage dă dacă îl dau gen pe jos și explodează lângă el? Bro, tot. E insane până acum fructul. Ok, venim aici să batem pe elefant. Holy shit, bro, 20.000 damage, bro. Dai burn damage și pe atacuri. Bam, bro. Opa, stai că dacă mă rupe. Am glumit, boss. Bro, voi vedeți damage-ul ăsta? Na, e mult prea insane damage. Holy shit, cât de mult damage dăm. Ok, mergem acum repede la Big Mom. Deci aparent se resetează și cozile noastre dacă schimbăm fructul. Mor, te rog. Stai că mor eu. Nu. Nice. Ok, dar acum avem următoarea noastră abilitate, care este Wild Assault. What? Vreau, poți să folosești atacul ăsta așa bine pentru un combo? Deci dă 4800 și dăm și burn damage. Ia, sunt curios dacă pot să merg pe apă, pot? Nope, că nu mă înșel, numai forma transformată poate să meargă pe apă. Ca să facem rost de ea, avem nevoie de Mastery 300 și ca să facem Mastery 300, cea mai ușoară metodă acum este, pentru că nu mai avem boss și ăștia doi care dau extrem de mult Mastery, este să farmăm aici. Cred că o să fie destul de ușor pentru că avem M1-uri, bro, uitați-vă și voi la asta, holy shit. Bro, are și animație diferită la jump-uri. Oh my god, bro, cât Mastery am primit. Numai de la 5 NPC-uri. Bă, deci fructul ăsta arată așa de satisfăcător, voi n-aveți idee cât de șmecher mi se pare mie acum, cât de hype-ul pentru fructul ăsta. Chiar sunt curios care rasă e cea mai bună pentru Kitsune. Presupun că ceva care dă extrem de mult damage, că de exemplu human-ul, dar nu știu, și angel-ul poate ar fi destul de șmecher, sau ghoul-ul. Ghoul-ul cred că iar e o idee foarte bună pentru că ai lifestyle-ul ăla și dacă nu mă înșel ar trebui să se pună și pentru hit-urile astea de la Kitsune, lifestyle-ul de la ghoul. Ok, deci ne mai trebuie numai 50 de mastery și avem în sfârșit și noi transformarea. Ne mai trebuie numai 31 mastery și avem în sfârșit transformarea. Și după aceea trebuie să fac mastery și pe lampă, că trebuie neapărat să facem un showcase și la lampă.
Deci fructul ăsta cred că e cel mai bun dacă vrei să faci toate chestiile. Dacă vrei farm, chitsune. Dacă vrei PvP, chitsune. Dacă vrei, I don't know, să joci de fun, chitsune. Pentru că pare că e cel mai fun fruct care poți să-l folosești. Ok, numai 8 mastery și suntem gata pe chitsune și după aia trebuie să trecem la lampă. 2 mastery și avem transformarea, te rog. Bam, și avem mastery 300 și avem transformarea. Dau aici un reset ca să văd cât damage dă chitsune transformarea fără V4. Prima dată am nevoie să îmi fac 3 cozi, deci atacăm NPC-urile astea să ajungem la 3-a coada noastră. Ok, și acum avem meterul full, avem 3 cozi și acum transformarea de la Kitsune. Ah, ok, de, nu s-a rândat. Dar acum avem transformarea de la Kitsune și prima dată avem M1-urile. Ok, deci e aceeași animație, dar mi se pare mie sau dă mai mult damage? Cred că dă mai mult damage acum. După aia avem Z-ul în transformare. What? Bro, 4600 damage. După aia avem X-ul. Na, bro. Bro, ce șmecher. 7000 damage. Văd eu greșit sau chiar am dat 7000 damage cu o singură abilitate? What? Și după aia ultima abilitate care o avem este F-ul. Na, bro, bro. Voi vedeți că nici măcar nu mi se scoate din meterul ăla de la Kitsune. Deci pot să stau infinit în formă sau cum funcționează? Și încă o chestie care deja ați văzut acum este că putem să mergem pe apă. Următorul pas este să facem mastery pe lampă. Cred că planul meu este fac V4 și după aia când am V4 o să schimb la Buddha și după aia o să folosesc lampa așa. Îi împinge mult prea mult dacă ești în formă, what? Bro, deja avem mastery 100 din 5 NPC-uri. Nu cred că e niciun boss spawnat, deci nu cred că are sens să mă duc acolo la NPC-urile alea. Bro, deja am aproape prima abilitate. 10 NPC-uri și am mastery 120. Cred că o să mă pun acum pur și simplu să fac mastery 350 și abia după o să dau showcase la lampă. Pentru că e pur și simplu farm plictisitor, care nu interesează pe nimeni. Deci revin după ce am făcut mastery 350. Ok, 349, ne mai trebuie un singur mastery care ar trebui să-l primim dacă îl batem pe ăsta. Nice. Dăm aici un showcase la lampă. Trebuie neapărat să folosesc V4 pentru că nu am punct în sabie. Deci avem aici prima dată Z-ul. Bro, what? What? 6500 cu o abilitate. Ok, și după avem X-ul. Ok, s-a băgat la alte NPC. Are două stagii? Bro, ce cu sabia asta? Ce cu update-ul ăsta? Stai că mor. Ok, încercăm acum încă o dată. Arată mult prea mișto. Dar acum următorul pas este să facem mastery 600 pe Kitsune. Deci, dacă nu mă înșel, boșii ar trebui să fie spawnați toți. Așa, dacă aș putea să intru așa. Și, literalmente, îi dăm bătaie numai cu Kitsune, bro. Holy shit. Nu cred că o să folosesc transformarea, cred că avem mai multă șansă, sau? Ia stai că da. Bă, nu mai da, mă, firai tu să fii de urâtă. Bro, da așa de mult damage, holy shit. What? Cum am ieșit afară? Bro, am ieșit afară, dar habar n-am cum am reușit să fac chestia asta. Ok, nu mai folosesc abilități pentru că sunt toate single target și literalmente tanează tot ce prinde. Dăm aici tail beast bomb-ul și ar trebui să fie low acum și... să nu te mai văd. Ok, trebuie să schimbăm atunci la portal să mergem la următorul boss. Deci o să pierdem transformarea. Mergem aici repede la urâtul ăsta de stone. Bro, am dat pe lângă, eu nu cred așa ceva. Cum am dat pe lângă? Oh, what? Stai că da, cred că deja am inventat un combo. Deci dai Z-ul, de preferat pe player și nu pe podia. Deci combo-ul este, dăm aici prima dată Z-ul, după aia ăsta. Bro, m-am mișcat prea încet. Ok, mai încerc o dată. Avem Z-ul. Bro, mi-a dat stun, eu nu cred așa ceva. Aolou. Uite și tu, bro. S-a rostogolit până afară. Ok, trecem acum la următorul boss. Ok, băieți, din câte vedeți, sunt de pe map 2 acum, pentru că între timp am filmat alt video. Presupun că v-a dat și voi seama ce video, uite, de la ce item am pe mine și cât de repede mă mișc. Dar mergem aici și vorbim cu Ziolis, pentru că sunt destul de sigur că s-au dus cele 2 ore și de aici, bye. Jocul ăsta cred că are ceva cu mine, ia și tu de aici, poate dacă îs de treabă cu nordul ăsta, nu știu, poate primi și eu ceva mai bun. Dar trebuie să mergem acum pe map 3, pentru că n-avem ce face aici. Și avem mastery 445. Bro, merge așa repede, holy shit. Vorbim cu ăsta și du-ne de aici. Bro, nu mă mai împingeți. Uite și tu la ăștia. Așa, nice, ne transformăm acum. Și uitați-vă și voi cât de repede mergem. Singura problemă acum este că o să trebuiască să stăm destul
destul de mult aici la Chocolaten, pentru că nu-i absolut niciun boss spawn-up, pentru că abia am intrat pe server. Presupun că o să trebuiască să, nu știu, să ajung la mastery, I don't know, 500 și abia atunci să mă duc după boss. Dar că a venit și fraier, ăștia mai repede. Bro, ce șmecher, ui, Kitsune! Dar cred că cea mai bună idee este să farmez aici pur și simplu mastery până se spawnează boss-ii și revin după ce s-au spawnat boss-ii, pentru că e destul de plictisitor să fie tot videoul numai cum fac eu mastery la NPC-urile astea, pentru că nu cred că vrea să vadă absolut nimeni chestia asta. Deci revin după ce am terminat aici. Ok, acum, din câte vedeți, avem mastery 515. Voi n-aveți idee cât de repede merge să faci mastery-ul pe Kitsune. Mergem mai întâi la port și luăm boss-ii în ordine și îi rupem pe toți. Am ajuns acum și la port. E de mai aici o vizită lui Tarok ăsta. Merge atât de repede cu emanurile astea, bro, what? Dar ce trebuie abilități când poți pur și simplu să îți spamezi cu M1-urile astea? Uite și tot. Ce șmecher arată! Ok, l-am bătut acum pe Stone. Mergem pur și simplu acum la Hydra Town. Și îi dăm aici o vizită la Island Empress. Ce mai faci? Uite și tu, deja avem 30.000 damage și abia am venit aici. Și am rupt-o. Nice. Acum mergem aici la Turtle Mansion. Îi dăm o vizită și lui ăsta să nu se simtă singur. Ce mă, tu crezi că ai cel mai șmecher beast? Ia de aici, fraiere, că eu am cel mai șmecher beast din tot jocul. Chiar mi se pare ciudat că acum că s-a băgat mamutul în joc, noi s-a schimbat și abilitățile la elefant. Gen că n-are transformarea sau chestii de genul. Era mișto dacă avea și el forma de elefant și transformarea și tot. Dar cred că după aia era mai greu să-l bați, deci cred că e de mai bună că nu-l băgat, dacă stau să mă gândesc mai bine. Și lovitura de grație... N-ai murit, mă? Ia de aici. E 519 master, o ducem bine. Mergem acum repede aici la Beautiful Pirate și nu e spawnat. Mă așteptam la mai multe de la Beautiful Pirate, na. Cred că nici nu o să mai vin la Beautiful Pirate pentru că durează, cred că, 45 minute până se spawnează și decât să îmi irosesc chiar 10 minute din timp, farmând mastery pe Chocolaten, cred că o să stau acolo și mă aștept până se spawnează iară boss-ii. Și 521. Acum, cred că mai avem numai 2 boss-i. Mai avem aici Kilo Admiral la Grey Tree și mai avem numai Cake Queen-ul la Ice Cream Land. Deci, terminăm aici cu ăștia 2 boss-ii și după aia putem, în sfârșit, să farmăm până avem mastery 600 pe Chocolaten. Ia de aici, ia de aici. Am dat aia pe lângă pentru că nu știu să nimeresc. Am dat-o și pe aia pe lângă că nu știu să nimeresc. Dar și că am dat toatele pe lângă, tot avem 59.000, 60.000, 70.000 damage. What? Am băgat-o la colț. Dă-i! Nice! Și acum ultimul boss care îl mai avem este Big Mom. Eu sunt curios, pot să intru pe ușa asta dacă îs în transformare de la Kitsune? Da, pot. Nu știu de ce, dar mă așteptam să fiu prea gras și să nu pot să intru. Și i-am scos afară. Hai, nimerește-mă, mă, ce faci? Doamne, ce fraier ești. Am crezut că eu dau tot pe lângă, dar văd că tu ești și mai panaramă. Iar ai dat pe lângă, iar aici. Bro, da, mă nimerești și tu. Ce cu aim-ul ăsta tău? Nice, 526 mastery. Am făcut 11 mastery, nu-i chiar așa mult. Cred că făceam mai mult dacă stăteam aici. Cred că e o idee mai bună dacă rămân aici și nu mă mai duc la boss, că am făcut numai 11. Cred că acum următorul pas este să facem mastery 600, deci revin când am făcut odată mastery 600. Salut, Longma, te rog eu frumos, nu fi nesimțit și dă-mi mastery 600, dar să am și ăla full. Bro, what? Bro, cum l-am buguit? No. Ok, o chestie care nu vreau să fac este să-l glicuiesc și pe ăsta, că am dat alte fără. Mă jur că am dat alte fără dacă îl glicuiesc și pe ăsta în perete. Și? Nice! Bro, ce șmecher arată acolo că avem mastery 600. Dacă mergem aici la port și dacă luăm lampa în mână și vorbim cu blacksmith-ul ăsta. What? Ok, aparent am destul de flăcări să dau upgrade. Nu mă așteptam la asta, deci dăm aici craft și acum avem și lampa V2. Singura chestie care mai putem acum să o facem este să facem mastery 600 pe lampă. Și am terminat challenge-ul. Avem mastery 600 pe Kitsune. Avem ăsta upgradat pentru că acum dacă mergem aici avem stelul asta aici. Și acum tot ce ne mai stă în cale să terminăm challenge-ul ăsta este să facem mastery 600. Deci, cred că o să merg iară pe Chocolaten și o să farmez acolo. Ok, băieți, din câte vedeți, avem aici mastery 585, mai câta și terminăm odată cu Fox Lamp-ul și de a stăpâni oficial fructul Kitsune. Toți boșii sunt spawnați. Singura problemă este că am punctele în Blocks Fruits, deci trebuie să mergem mai întâi pe Chocolaten. Ne facem
facem V4 și după aia ne teleportăm înapoi aici. Big Mom e spawnată. Dacă batem toți boss și sunt destul de sigur că primim numai 10 mastery, deci asta înseamnă că o să trebuiască să mergem iar pe Chocolate după aia. Acum luăm aici repede portalul, mergem la Turtle Center, schimbăm iar la Buddha, îl batem acum pe Beautiful Pirate. Bine că vine Pirate Raid fix acum, bro, când vreau eu să fac mastery 600 pe Fox Slam. Și ceva, cred că pur și nu o să ignor Pirate Raid-ul ăla, pentru că oricum o să-mi dea numai rahaturi. Un la mână, doi la mână, vreau deodată să mă scap de videoul ăsta și să termin odată cu mastery 600. Bro, dar ce-mi dă așa mult damage urâtul ăsta? Atacăm atât de repede cu Fox Slam, păi e insane cât de repede dăm. Ne grăbim aici repede la elefant. Ok, 589, suntem atât de aproape, suntem atât de aproape. Turtle Entrance, după aia schimbăm repede la Buddha. Longma, te rog eu frumos, lasă-mă să te bat mai repede, că îmi pierd din timp și îmi pierd și V4 și după aia nu mai dau damage deloc. Nice, 591, nice, 592. Te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Nu cred că am să-mi pierd timpul cu Stone, că îmi dă cel mai puțin mastery de pe toată mapa. 596, mai par un mastery și suntem gata, te rog. Primim un 598 din NPC-urile astea? Dar nu cred. Dar de la NPC-urile astea ar trebui să primim 598 și am primit 598. Mai doi mastery. 599? Ne mai trebuie un singur mastery. Ultimul mastery și am terminat. Da! Da! Oh, hello! Acum avem mastery 600 și dacă mergem aici la Kitsune, avem aici pe Kitsune mastery 600 maxim și avem și mastery 600 pe Fox Lamp. Ceva, echipăm și masca de Kitsune și avem oficial absolut tot deblocat de la Kitsune. Deci oficial am terminat challenge-ul și da, cam atât pentru video-ul ăsta și ne revedem data viitoare. Pa, pa!